cele mici, veniți aici în față. Leopard. Da? Bun. Să puneți un... uite așa. Un genunchi jos, mânul, piciorul ăsta întins și te așezi așa. Da? Pentru al treilea an consecutiv, Asociația Culturală pentru Copii și Tineret Millennium Art realizează un calendar tematic, având ca eroi ai fotografiilor chiar copii care frecventează cursurile asociației. Anul acesta, părinții au confecționat copiilor costume inspirate din eroii cărții junglei. Astfel, leii, panterele, zebri, Maugli sau Bălu au pozat fotografului profesionist Mirela Rem, care a avut serios de furcă cu așa armată de fotomodele. Pe margine, zeci de părinți au venit să ajute tinerele modele, unele dintre acestea aflate la prima ședință profesionistă. Dar cea mai grea sarcină a avut-o instructoarea copiilor, care a trebuit să muncească serios pentru a compune ipostazele în care copiii trebuiau imortalizați. Avem o ședință foto, lucrăm la calendarul Asociației Culturale pentru Copii și Tineret Millennium Art pe 2014. El va fi oferit participanților la Festivalul Național de Gimnastică Aerobică, ce va avea loc pe 30 noiembrie la sala John C. Hardy, Festivalul Național Cupa Dunării. Și bineînțeles, toți membrii asociației, partenerii și colaboratorii noștri se vor bucura de acest calendar în anul 2014. În anii precedenți, Asociația Culturală pentru Copii și Tineret Millennium Art a mai realizat calendare promoționale, de fiecare dată cu altă temă, având ca modele copiii sau adolescenții care frecventează cursurile de pregătire sportivă. Oh,